Bun, guys, ăsta este overview-ul lui CR-201 RGB Sync. Tot încă la Jonesbow, din, să zicem, categoria middle, adică la preț așa, 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 nici prea scump, nici prea ieftin, dar nici performanțe foarte bune și este foarte mare. Foarte, foarte mare. Pe față avem portretizat coolerul, care are un ventilator de 220 mm. Pe laterală putem vedea detalii despre specificații, dimensiunile culorului, cum ar fi înălțimea maximă de 160 mm, că are 4 heatpipe-uri, dimensiunea ventilatoare de 120, fan speed-ul de la 800 la 1600, nivelul de airflow de până la maxim 40 CFM, ceea ce este foarte bine, voltaj 12V, maxim power 135V, conectorul 4 pin așa, și aici ce platforme utilizează. Are 880 de grame, este destul de greu pentru un cooler. Și uitați că avem aici și detalii despre produs, în care zice că sunt 4 heatpipe-uri de cupru, with double blackening process heatpipe. Ah, ok, niște... și mai multe detalii despre heatpipe-uri. Haideți să-l deschidem și să ne uităm puțin în interiorul său. Bun. O cutie foarte mare. În interior, primul lucru pe care le găsim este manual în același stil ca și la celelalte culori la care le-am făcut review. Foarte, foarte detaliate, dar nu o să intrăm peste ele acum. După care avem frumos aici băgate cutia cu accesorii. Haideți să dăm o leacă la o parte ventilatorul și să uităm puțin la accesorii din cutie. Bun. Avem bracket-ul pentru Intel, vedeți, este și ștanțat cu Intel ca să știm pentru ce se folosește. Îl punem aici. Avem mai multe bracket-uri pentru AMD, ăsta este pentru AM4. Foarte mișto. Toate sunt făcute din metal solid și mai avem și acestea care se folosesc pentru AMD-uri mai vechi, gen FN sau Phantom sau așa mai departe. Alte accesorii, șuruburi, distanțieri și tot ce trebuie pentru montarea sa, indiferent de bracket. Și aici la fel, multe distanțieri, șuruburi, șaibe și un tub de pastă de la Jonesbow. Foarte bine primit această pastă. Aici, să nu exagerez, 3 aplicări. Ai 3 aplicări aici. Foarte bine primite. Hai să dăm o leacă accesorii la o parte și să ne uităm exact la cooler. Ăsta este coolerul. Aici deasupra avem logo-ul. Nu am scos această folie pentru că din păcate nu poți vedea RGB-ul, dar această parte de sus are un design honeycomb, după cum se poate vedea, și este RGB, este dintr-un acrilic foarte gros și luminează tot și poate fi customizabil prin softul plăcii voastre de bază. Ventilatorul la fel, este RGB, customizabil. Foarte, foarte solid. Tot culorul simte extraordinar solid. Este negru complet, după cum puteți vedea până și heatpipe-urile sunt negre. Haideți să vedem dacă talpa este de cupru sau de aluminiu, dar se vede deja că este de cupru. Da, este talpă de cupru. Direct contact prin heatpipe, ceea ce este foarte bine pentru disiparea căldurii. Ventilatorul, după cum am spus, are o rotație de la 800 la 1600, un range foarte bun. Are o presiune statică foarte mare, adică ce înseamnă asta? Împinge foarte mult aer pentru disiparea căldurii cât mai eficient. Are un număr de finuri foarte mic, cu cât aceste finuri sunt mai multe și sunt mult mai mici împărțite, cu atât disiparea căldurii este mai eficientă. După cum vedeți, heatpipe-urile trec prin toată lungimea coolerului,
dacă se poate observa. Haideți să vedem și ce conector are acest heatpipe, acest cooler. Bun, avem așa. Avem aici RGB-ul care se poate conecta prin daisy chain la cooler pentru a conecta în același timp și iluminarea de pe ventilator și iluminarea de deasupra. Tot ce trebuie să faci este să le montați unul în altul, iar această bucățică o veți pune pe placa de bază. Uitați. Și asta vine placa de bază și de aici puteți controla iluminarea. Și mai avem și mufa 4 pini pentru controlul turației ventilatorului. Nu îl pot testa, din păcate, neavând un test bench. Dar ăsta a fost coolerul de la Jonesboro, CR201. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest preview sau overview, cum vreți să-l numiți. O seară sau o zi cât mai mișto și nu uitați de un like, de o abonare și de un comentariu dacă vreți mai multe detalii despre acest cooler.